Săracu. Nu zic, burta de bere pe care o să ai după ce bei bere. Auzi, tu ești ăla care nu ești sesizat, dar e cel mai bune shoturi, știi că... Păi nu, dacă stai în spate, faci... Ai un point of view better. Joază la umbră. Hai băieți, 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 aici, patronii. Hai să facem aici, mă poză. Na bun, eu nu zic oameni. Scutură. Dacă voi ați vrut. I-am vrut, mă. Vreți care m-a shot-ul? S-au spart 4 milioane. Na, bar. Lumen, dar e... Puneți, mă, să-ți... Dă-mi mai pune că eu scumă. Mașină. Păi le dăm și la băieți. Nu vreți șampanie? Ba, da. Mă, du-te, scoate și celălalt. Poți bine, mea? Da. Gati. N-ai cercul ăla, așa-i? Nu. Ajunge microfon. Doi. Se aude.
așteptăm și ceilalți invitați alături de mine. Haide sus! Rapid, 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 sus, 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 ce faci? Da-ți acolo, afară. Eu nu să cred că e ziua asta. It's happening, man, it's happening. Still happening. Frumos, David, frumos. Bună ziua tuturor și bine ați venit! Bine v-am găsit! Stimați tineri, v-ați prezentat în fața noastră în vederea încheierii căsătoriei. Pentru că această căsătorie să fie legal încheiată, dumneavoastră trebuie să vă exprimați public consimțământul cu privire la încheierea ei. Domnule Mihai Francis Visovan, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Sara. Opa! Da! Domnișoara Sara, opa, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Mihai Francis Visovan? Da! Având în vedere consimțământul dumneavoastră liber exprimat, constatând că au fost îndeplinite condițiile legale cerute la încheierea căsătoriei, vă declar căsătoriți! În numele domnului primar și al meu, permiteți-mi să vă urez mult noroc, să aveți fericire în viață și casă de piatră. Mulțumim! Vă felicit, doamna Visovan! Mulțumesc, mulțumesc. Ofer certificatul de căsătorie să vă folosiți de toată viața. Mulțumim, mulțumim. Și vă invit să semnați actele împreună cu Marco. Da. Te ajut cu vremea. My dreams ain't taking me nowhere. And I fear won't leave you be. So what if we stayed in till noon? Trebuie să spun ce nașe, nașe.
Iată-ne aici, în ceas de mare împlinire. Germanii numesc chiar așa, mare ceas, Hochzeit. Noi suntem oarecum înaintea lor, cu un ceas, nu? Apropo de ceasuri, dar nu numai, ci în felul în care știm să trăim marele momente de viață. În bucurie. Știm să sublimăm bucuria. Avem zâmbetul la noi, nu neapărat în emoticoane electronice. Azi e ceas de mare împlinire și bucurie. Salutați și voi și vă bucurați pentru copiii voștri, pentru că și-au adus un mare oaspet de cinste la nunta asta. Pe însuși Dumnezeu. N-au dorit să intre în bucuria nuntirii fără El. Își pun început bucuriei lor cu Dumnezeu în numele Marelui Dumnezeu. Mai mare decât primarul din Cluj, asta e clar. Se crede el, dar mai trebuie să-și ia ruleta din când în când. Te întreb pe tine, Mihai, și cu nume de rege și cu nume de arhanghel, cine e ca Dumnezeu? Dacă din dragoste curată, nesilit de nimeni, dar nici oprit de cifrele lor, te căsătorești cu Sara. Da. Te întreb și pe tine, Sara. Cu nume mare al Scripturii și a istoriei poporului ales. Dacă din dragoste curată, nesilită și neoprită de nimeni, te căsătorești cu acest cuceritor al tău, Mihai. Da. Slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu notează pe A4. Hârtii care se pot îndoi, ascunde, nega, rescrie, șterge ce a scris pe inima voastră. Înțeleg că din daul ei, odată cu daul acesta, și-a pus în mâna ta și inima. Dar trebuie să faci la fel de data asta. Nu-i pe baza unei semnături din Parcul Central, acest legământ, ci un legământ de inimă. Adică, va trebui să-i dai și tu inima. Cordul și cardul n-ar fi rău pentru un bărbat adevărat. Cupin, evident. Asta înseamnă să fii. Altfel, ce-o zis Dana Budaniu despre unii? Nu vreau să citez acum din tot felul de contemporani ciudați, dar asta înseamnă să ai demnitatea bărbatului. Să-i asiguri protecție sub toate formele și ea să te poată onora. Ne vom ruga cu un scop sublim și nobil. Să primești, Mihai, demnitate pe măsura Tatălui Ceresc. Adică de a fi părinte. Se logodește robul lui Dumnezeu, Mihai, cu roaba lui Dumnezeu, Sara, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Pe dreapta. Cred că e celălalt. Doamne, ferește, celălalt. Sunteți musulmani, nu există un celălalt. Lasă-l acolo. Tu ești, în dreptul tău, a zis, da. Nu, celălalt tiner. Stai liniștiți. E rugule, e sub control totul. Ok. Sunteți tineri, aveți de a descoperi lucrurile. Nu vă grăbiți. E tot în regulă. E tot în regulă. Celălalt. Unii spun invers. Invers e Dolce & Gabbana, voi zici. Voi sunteți exact după voia lui Dumnezeu. De aceea suntem aici, să împlinim voia Lui. Se logodește roaba lui Dumnezeu Sara cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Haideți să vă dau explicații. Mihai, ești la strâmtorare. Doar una, aceeași și pentru totdeauna. Iar tu va trebui să fii cu mare grijă să nu-l pierzi, da? Cade ușor. Nu. Pe Mihai. Că dacă e bărbat, îți aduce un inel în fiecare an. Și mai ales flori. Ne întreabă uneori tinerii, ce obținem noi din asta? Ne-au trimis bunicii să ne căsătorim. Nu că ar fi vrut ei. Să celebrăm, nu să se căsătorim, să celebrează matrimoniul religios. Și am spus, binecuvântări. Și unul mă întreabă, că mă joc cu aceste cuvinte, se vede pe card? Asta zic, la petrecere. Se vede pe cord, pe inimă. Deja ați primit. Și darul, ascultați-mă, și vouă vă spun cu precădere, darul oricărei nunți sunt chiar mirii. Sunteți darul bisericii, darul caselor voastre și darul poporului. Iată cum sună o frumoasă binecuvântare. Mai bine nu se poate. Binecuvintează-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Amin! Amin! Amin. Păzește-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Noe în corabie. Amin.
când s-a făcut această capelă, sunt în colaborare cu, sunt credincioși din parohie, patronii de aici, am convenit o temă de idei și am spus să arate ca arca lui Noe. Ce spune Scriptura? Noe s-a urcat cu cei din casa lui pe corabie să-l salveze pe el și casa lui. Nu scon și elefanți. În consecință și restul creației pe el. Sunteți aici într-o lume plină de valuri, dar nu astea, ci alea ale păcatului, pentru a vă salva pe voi prin viață. Expresia simbolică, sublimată a momentului este încoronarea. Ai și nume pe măsură, nume regal, împărătesc. De ce facem acest gest? Nu este doar un artificiu oarecare, ci arată demnitatea vieții voastre. Adică să vă priviți în orizontul uman. S-au schimbat niște raporturi de ierarhie. Prin botez, fiecare l-a spus pe Dumnezeu nu pe locul întâi. Asta este o afirmație falsă sau deșucheată, ci pe locul lui. Dumnezeu nu își împarte, nu se pune în ierarhii. Este pe locul lui. Cine nu are pe Dumnezeu pe locul lui, apropo de familie, mi-a spus o domniță la un moment dat într-o discuție, zice, soțul meu mi-a spus că sunt ca femeie pe locul întâi. Eu sunt, ai, zic, e o afirmație, să-ți fie teamă de afirmația asta, să te tulbure, să ai coșmare. De ce? Așa te schimbă cu locul doi, care e secretara când vrea el. Nu, ori te pune pe un loc unic ca femeie, ori Dumnezeu rămâne pe locul întâi, părinții au mai coborât o treaptă, să nu se supere, e firesc, și voi rămâneți prioritari. Să nu rămâne în orizontul uman ceva mai prețios decât voi. Se încoronează robul lui Dumnezeu Mihai cu roaba lui Dumnezeu Sara, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Se încoronează roaba lui Dumnezeu Sara cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Aminteam de conținutul pedagogic al slujirii matrimoniului. Se mănâncă ceva. Ce vrea să spun acest lucru? Cu alte cuvinte, slujba noastră prefigurează nunta cu totul și viața. Viața trebuie să vă fie ca o continuă nuntă. Și când e greu și când munciți, să o faceți cu bucurie. Se mănâncă ceva, precum la nuntă. Atrăgându-vă atenția că viața de familie nu se împacă cu fast food-ul, vă trebuie să stați la masa voastră cât se poate de mult, valorizând viața de familie și prin a vă hrăni împreună. A vă bucura de darurile cerului și ale pământului. Ceva dulce acum. Paharul mântuirii vei lua și numele Domnului vei chema, aleluia! Puteți să vă așezați doar pentru ei acum. Undeva pe aici vă așteaptă un meniu și pe dumneavoastră. Paharul mântuirii vei lua și numele Domnului vei chema, aleluia! Paharul mântuirii vei lua și numele Domnului vei chema, aleluia! Mihai, ca să ne clarificăm că ți-am indus o ușoară confuzie, inelul tău va trebui să ajungă în stânga miresei. Dar trebuie să o faci tu, nu eu. E alegerea ta. Are sens. Sens unic. Căsătoria e pe sens unic. Trebuie să zic ceva? Ai zis da. Ai zis da. După acest da, nu mai există altceva. Nu mai pune virgulă. Da, punct, da și amin. Asta trebuie să zici toată viața. Să semnalizeze și el. Mihai, dorești să săruți mireasa? Da. Dar stai numai puțin, la sfârșitul slujbei. Hai răbdare. Te-am întrebat. Am vrut să verific. Îmi cer scuze că... Da. Okay. Deci comanda încă e aici în timpul slujbei.
Și după ce mă retrag, vă descurcați, da? Nu ți se refuză moment. Dragii mei, încheiem cu câteva binecuvântări. În lume se spune altfel, urări. Nu știu ce e aia. Rușii vin cu ura în sus și ura în jos. E cuvânt bivalent. Nu-l agreez. Noi suntem creștini. Noi binecuvântăm pe ceilalți. Aia cu urările. Mi-aș dori ca la fiecare urare biserica se strige amin. Adică așa să fie. O să mai primiți și altele. Pe cât se poate nu spune, schimbați prepoziția în acel case de piatră. E rece și oricum aveți nevoie de căldură imediat. Casă pe piatră. Asta e prepoziția, iar piatra este Hristos. Îi spunem așa mirelui, mărit să fii mire ca Avram. Amin. A trăit mult și bine. Binecuvântat să fii ca Isaac. Amin. Să te mulțești ca Iacob. Amin. Să umbli în pace, să împlinești legea lui Dumnezeu. Amin. Cât ți-a avut Iacob? Ai zis amin, te-am auzit tare. 13, slavă lui Dumnezeu. Îți trebuie categoria E. Autocarul ți-l dă Dumnezeu gratis. Tu, mireasă, să fii mărită ca Sara. Amin. Amin. Să te veselești ca Rebecca. Amin. Să te mulțești ca Rașela. Să te bucuri cu bărbatul tău, păzind hotarul legii, pentru că așa a voit Dumnezeu. Amin. Două lucruri de aici. De ce suntem noi aici? Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Ați vrut voi, dar în numele lui Dumnezeu ați vrut. Și în legea lui, nu în altă. Amin. Și apoi, să fii mărită pe măsura numelui frumos primit, ca Sara. Amin. Pentru mine sărutul, să nu vă contrariați, confraților. Trebuie să fie între cineva, nu ceva, viu și cineva purtător de viață, adică foarte viu. E un sărut sfânt, sacru, pentru că promite viața. La urmă își aduce mai departe. Văd că n-ai nevoie de încurajări. Nu te mai poate opri nimeni și nimic. Slavă lui Dumnezeu!
În numele mirilor, a părinților, celor doi miri, vrem să facem o rugăciune înainte de a gusta ceva. Pentru, și cerându-i bunului Dumnezeu să le binecuvânteze căsnicia lui Mihai și Sarei, vom face o rugăciune pentru binecuvântarea mesei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum noi iertăm greșiților noștri, și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Binecuvântează, Doamne, mirii pe Mihai și Sara, binecuvântează, Doamne, pe nuntași, binecuvântează, Doamne, masa care a fost pregătită în onoarea lor, în sărbătoarea vieților, prin Hristos Domnul nostru. Poftă bună! Thank you.
Vrem, dragi noștri, să-i mulțumim lui David că ne-a încântat în ultimele minute cu acordurile sale, cu muzica lui. Iar în cele ce urmează, tot așa, pe aplauze, evident, cu ele o să ștergem din emoții, o să-i rog pe Miri să se ridice, să se apropie, să se apropie de ringul de dans, iar noi să le dăruim doar lor ringul câteva minute pentru ceea ce înseamnă, dragii mei, dansul mirilor, moment pentru care să știți că sunteți așteptați puțin, puțin, puțin mai aproape de ring. Să simtă mirii că am venit astăzi pentru ei aici și să ne bucurăm împreună cu ei. Mulțumim tare mult, dragilor, că ne-ați oferit aceste momente
frumoase, de dragoste, de sinceritate și de bucurie. Bucurie pe care sunt sigur că toată lumea care e astăzi prezentă vrea să o împărtășească cu voi. De la prieteni, la familie, la absolut toată lumea. Dragilor, ringul de dans vă așteaptă. Sunteți invitați la dans. Să mă mai tem, că vă trece o zi din viața mea fără tine. De acum eu te-am găsit. Fiecare ceas, fiecare pas, orice clipă cu tine. De acum sunt fericit. Ești îngerul meu. Ești tot ce mi-a mărit. N-am să te pierd, ești îngerul meu. Și dacă mă iubești, nu te primești să mă păzești. Am străbătut nopți la rând și zile în șir să te aduc lângă mine. De acum eu te-am găsit. Fiecare ceas, fiecare pas, orice clipă cu tine. De acum sunt fericit. Ești îngerul meu. Spune-mi iubito odată.
că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubit-o odată. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit-o odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubit-o odată.
Dragostea, foarte
Hai, hai, mâinile sus! Can you give yourself away?
viteză ca în telenovele. Ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză. Dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rău să duc chineză. Și cum se face că sunt ca pe ace. Nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb. Dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook. Ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? Noi doi. Aha. Ce? Taca, taca, iar-mi spargi timpanele. Și la cât mă porci prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trecem. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trecem. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu pot să rezist nici o zi fără mine. Ce vocea mea. Știu că nu poți să zici nici o zi fără mine. Și, dragi invitați, în aplauze dumneavoastră, urmează cel mai dulce moment al serii, tortul mirilor. Gălăgie pentru mirii noștri!
toată lumea mâinile sus! Și mai sus! 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 Bine cu gălăgia acolo. Și n-ar strica și niște mâini în aer. Să bate puțin ritmul așa dacă se poate. Come on, party people, hands up. Nu știu unde au rămas mâinile, dar eu vreau să le văd sus. Și dacă se poate, gașca, vrem puțină gălăgie! Să facem atmosfera mai interesantă, am furat de la Magic Mirror niște măști, niște tot ce avem aici. Hai, hai, hai. Fiecare. Hai, fiecare să se servească cu de ceva. Cu rugămintea să le ducem și înapoi, că nu sunt ale noastre, să nu intrăm în probleme. Hai, hai, că mai sunt să facem o nebunie așa, cât se face. Și cam gata. Ba, mai avem o mață. Hai cu gălăgia!
să vedem foamele sus, pare de ho. Everybody in home, let me see your hands up. Yeah, right now. Hands up, hands up. Everybody in home, everybody hands up. Everybody in home, let me see your hands up. Everybody in home, let me see your hands up. Party people, hands up, hands up. Și când vine drogul, trebuie să sărim cât mai sus, să facem cea mai mare nebunie și începe cu pii de gălăgie. Mânuțele, vrem cât mai multe mânuțe în aer. Și poza, toată lumea înapoi la nebunie. Got
come on party people, make some noise, yeah! Și dacă se poate, avem nevoie de absolut toată lumea cu fața încoace către DJ. Everybody get down. Toată lumea jos, 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 jos. Hai să terminăm cu poza. Everybody down. Și putem să batem un pic din palm, veni dacă suntem jos. Desire. We do party people. În caz că nu știați, aici la Wonderland e plin de surprize și imediat o să-și facă intrarea următoarea noastră surpriză. Dar pentru asta trebuie să intrăm un pic în ceață. Why now, yeah? Clap, clap, clap your hands, clap. Clap, clap your hands, clap, clap your hands. Hai să ține ritmul dacă se poate. Right here, right now, right here. Și dacă toți suntem așa, putem să facem o mișcare, de ce nu? Right here, right now. Voi cu ambele mâini, eu dăm urmă una. Let's go! Foarte bine! Și dacă ne uităm undeva în partea dreaptă și-am făcut intrarea surpriza noastră, puțină gălăgie dacă se poate! Let's go! Fire.
Party people, make some noise! Hai că nu vă aud! Repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Check this out. Hai să ne aliniem cu toții acolo la o poză de grup. Hai, hai, mai aproape, mai aproape. Hai toată lumea, mânuțile sus, 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 sus! We'll be right back.
Hai, toată lumea! Left, take it to the right, right. Obla stânga! Left, left. Obla dreapta! Right. Everybody jump! Boom, 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 gyal, you cause confusion when you walk in a new room.